Vă salut, domnii mei. Astăzi suntem în 2-1-2021 și pe această cale vă urez un sincer la mulți ani, tot binele din lume. Și ce putem noi să facem când suntem liberi? Să ne aflăm lângă porumbei. Cred că mulți dintre voi acum în timpul ăsta liber v-ați aflat printre porumbei. Un pic mai mult. Eu practic asta fac zi de zi. Da. Ce vreau să vă arăt dumneavoastră, v-am spus într-un video recent că eu fac o cură de detoxifiere la începutul anului. Să fac o mică precizare, sunt și preparator fizic și veterinar de meserie și cred că cura de detoxifiere doar cu apă este benefică atât oamenilor cât și porumbeilor. În felul acesta eu unul văd dacă porumbeii mei au fost încărcați cu toxine sau nu. Timp de 3 zile vor primi doar apă și să știți că au băut apă, apa o administrez acolo. Doar apă. Inclusiv mâine voi face chestia aceasta. Cu ocazia asta verific și eu puful prin boxe. În mod expres nu le-am făcut curat în boxe, pentru că dacă le făceam curat în boxe și făceau verde sau rămânea imprimat așa, îmi rămâne peste vechiul. Dar foarte surprinzător. De fapt, nu este surprinzător pentru mine, pentru că știu ce le-am dat tot anul. Cu toate că au 48 de ore de când nu au mâncat, au început să se curețe, într-adevăr, să elimine din ei toxine, dar nu am verde la ce l-au urât. Nu știu cum se vede pe cameră, cum bate, dar nu este verde. Foarte, foarte puțin verde. În schimb, am foarte mult puf. Uf. Foarte bine, puful. Puțin verzui. Cu ocazia asta, dacă erau plini de toxine, începeau să elimine foarte mult verde din acela urât, ceea ce înseamnă că ficatul și intestinele aveau toxine multe, dar mă bucur să văd chestia asta. Ieri, fiind prima zi în care nu le-am dat deloc de mâncare, am mâncat, le-am pus apă și am fugit repede, erau un pic cam disperați. Astăzi deja nu mai sunt disperați. S-au calmat. Mâine probabil că vor fi mai calmi. Sincer să fiu, i-am luat la mână mai devreme. Sunt foarte ușori, plini, foarte plini, dar ușor. Sunt ușori porumbeii. Am să vă prezint imediat câțiva porumbei, să vi arăt și la mână cum sunt. Poate mulți nu sunt de acord cu mine cu metoda pe care o practic de detoxifiere, dar eu fac foarte multe programe pentru oamenii cu care lucrez, da, dau sfaturi de slăbire și așa mai departe. Eu nu vreau ca porumbeii mei să slăbească, vreau doar să-i curăț puțin. Dar se știe că atunci când vrei să începi o cură de slăbire, mai ales la oameni, nu poți să o faci dacă nu te detoxifici. Prima dată trebuie scoase toxinele din organism, după care să înceapă slăbirea propriu-zisă. Altfel ai impresia că ai slăbit, dar tu de fapt pierzi din alte lucruri. Se curăță colonul și așa mai departe și zici că ai slăbit. Wow, am dat un kilogram jos. N-ai dat un kilogram jos, se curăță. Da, pe ei am să-i mai țin și mâine, fără mâncare, doar apă.
apă simplă, curată, pentru că se știe că apa este singura care detoxifică. Cura de detoxifiere cu apă este recomandată oamenilor, eu o recomand, măcar 3 zile, cred că de asta s-au și inventat posturile. Să ne mai curățăm, pentru că știți că hrana, de fapt, alimentele ne fac nouă mult rău. Dacă am ști să mâncăm corect și să ne oprim la timp, n-ar mai exista atâtea boli cardiovasculare, diabet și așa mai departe. Cred că le prinde bine această cură de detoxifiere. O fac de foarte mult timp, de câțiva ani. Porumbei arată impecabil. Cu ocazia asta îi văd, dacă vreunul dintre ei ar avea o problemă, automat ar slăbi sau ar da în alte lucruri. Eu deja i-am luat la mână și mie îmi place cum arată porumbei. Îmi plac porumbei la mână. Plini. A fost destul de frig aseară la noi. A făcut gheața apa afară. Bine, aici nu las apa, așa că aici nu o las, eu o arunc. Au băut, las o oră cam așa și am aruncat apa. Dar am văzut că a înghețat. Friguț. Dar ei sunt ok, am să iau o mână câțiva porumbei. Să-l iau pe el, că este un porumbel mai mare, de fel mare, mijlociu spre mare, plin, plin, cred că se vede și pe filmare, ușor, curat, pielea începe să se curețe foarte bine de la curele, de la curele acestea de detoxifiere. Am să iau altul, eu o iau din boxe și îi pun înapoi în boxe, pentru că cred că trebuie să-i arăți respect porumbelului, nu să-l iei din boxe și să-l trântești oriunde. Atunci relația ta cu porumbei nu mai este ok. În general, 99,9% din cazuri îi pun în boxe. Unde iau, acolo îi pun. Sunt plin, e bine. Zici că au primit de mâncare foarte bine. Mă bucur că nu au atât de mult verde. Înseamnă că au fost destul de curați. Nu au avut toxine în ei. Am și avut grijă să nu îi omor cu tot felul de chestii. Caut să mă duc cât mai natural. E bine. În primăvară voi face niște analize de laborator. Voi trimite la doamna doctor Sonia Caragea și la domnul Tudoran la București analize de laborator și dacă este cazul, atunci voi interveni. Dar în 2020 a fost totul perfect. Nu a fost cazul de nimic. Anul acesta vreau să-i las doar pe două serii de ouă. Nu voi scoate pui din ei, doar pe ouă, pentru că războiul și lupta este destul de grea. Posibil să mai zboare și la 4 zile, la 5 zile, nu știu. Nu sunt sigur. Atunci vreau ca porumbeii mei să fie pregătiți 100%. Și în momentul când voi începe cu ei, vor intra la vădurie, atunci automat o să le dau vitaminoză, o să am grijă cu respirația când încep sezonul. Dar cred
cred că am să folosesc pentru respirație lincospectinul, lincomicina cu spectamicina, foarte bun, vitamina C, care nu o să lipsească de la ei, chefir pe mâncare, drojdie de bere, lămâie, și așa mai departe. Foarte cu minți. Cum vedeți, iau din boxe. Probabil că dacă eram genul acela, luam din boxe și l-aruncam pe jos, nu mai stăteau nici ei la prins. Și asta îmi place foarte, foarte mult. Foarte mult. Din păcate, mama lui anul trecut nu mi-a mai reprodus. El este de 2 ani, deja are 2 ani. Este o femeie de la Marius Andrei de Gabi Van de Lambert. 50%, 50% de sprint. Pamela care mi-a dat un porumbel fantastic. Două locuri, unul. Bun, din păcate am făcut prostia de la pierdut la 6 etapă. Aveam undeva la 15 puncte. Am greșit. Dar din greșeli învățăm. Voi cum o să iau și un calbir. Șaliu. Am 3 tardiviori. Pe care nu i-am antrenat deloc. Dar o să iau ușor. Dacă vor rezista bine, dacă nu, să stea unde vor ei. Plin e bine, ușor, foarte bine, foarte bine. Mai am un tardiv aici, la care i-am dat o șansă și care văd că cu toate că a făcut băiță și că am îndoit o pană, nu-mi place. Da, îi crește ultima pană acum. E bine, i-am dat o șansă pentru că face parte dintr-o familie extrem de bună. Un pic și consanguin. Pe Hurican, foarte mult cu bani în el. Hurican. Le-am dat o șansă. Am avut un an în care am zburat niște tardivi foarte, foarte bine, foarte bine, dar mai de mult. Am avut niște tardivi foarte, foarte buni și am zis să încerc. Acesta este tatăl lui. Fiul a ieșit mult mai expresiv decât el. Micul lui fiind campion județean la viteză. Este familia lui Coș Petrică și Robert Mușat, aceea de Cugman. E bine, sunt ușori. Ușori. Nu l-am luat de acolo, dar este ok. Hai copii la loc! N-am să mai stau mult pe la ei pentru că nu vreau să-i stresez. Ei știu că atunci când vin eu trebuie să primească ceva bun. De data asta vor mai avea de așteptat până apoi mâine. Vor primi doar apă. Mă bucur foarte mult, puf. Verdele nu este de pronunțat. E ok, chiar am boxe unde nu am deloc verde. Ah, este un pic aici verde. Da. Aici iar am verde. Asta e, se detoxifică aici, nu am mare lucru. Puf, puf. E bine, puf.
dar nu exagerat de, de verde. După ce le voi face curat, am să le pun în această porțiune, am să le pun grătare, pentru că eu nu voi avea timp, fiind ocupat cu columbodromul, nu voi avea timp să le fac curățenie zi de zi. Prefer să mă duc, să mă trezesc dimineața la 5, să mă duc cu ei la un antrenament la 35-40 de kilometri, dacă se poate zi de zi, aproape. Asta în funcție de cum îi simt. Și după care, la 7:30 cel târziu, să fiu la columbodrom. E bine că ne aflăm într-o zonă un pic mai rece și nu dăm drum la porumbei de la columbodrom atât de repede. Cel puțin până în mai, nicio șansă. După 8:30 putem să dăm drum la poluții afară, pentru că este destul de rece. La noi, în partea asta. Poate pentru unii n-ar fi rece, dar eu nu vreau să-mi bag joc de porumbei. De asta prefer să le dau drumul mai târziu și atunci o să am timp să mă ocup puțin și de masculii mei. O să zbor doar masculii. Nu am timp și de femele, cu toate că și femele pot fi extraordinare, dar dacă le pierzi din mână, se împerechează, nu mai faci nimic. Cu ei îmi este foarte simplu la văduvie. Primele 5 etape nu vor sta aici. Aici vor sta rivalilor, care sunt aflați acolo. Acolo sunt 34 de rivali. După care, la demifonduri, vor începe să stea aici. Eu zbor altfel și am avut rezultate foarte bune. Sistemul meu. Calmi. Cam atât. O să-i las. Apa au băut, văd că e bine. Au băut apă, să știți, chiar dacă n-au primit de mâncare, apa au băut. E ok. Mă duc să nu-i mai stresez. Vă doresc tot binele din lume. Și nu trebuie să faceți ca mine. Fiecare face cum vrea și cum crede că e mai bine. Și varianta cea mai bună pentru el. Eu doar vă prezint ceea ce fac eu și atât. Vă salut!